Pentru anul 2015 se dorește o dinamizare a activității Consiliului Județean. Într-o conferință de presă susținută luni 12 ianuarie, președintele interimar Constantin Iacoban a punctat prioritățile pentru anul 2015, acesta precizând și faptul că lipsa îndelungată a fostului președinte Culiță Tărâță a lăsat oarecum o amprentă negativă. Vreau să dau o anumită dinamică a activității din Consiliul Județean, fără să fac doar declarații de șarte. Sigur că lipsa îndelungată a președintelui și a liderului Consiliului Județean câteodată lasă amprenta, fără să... Și am să mă explic în două cuvinte. Când ești ales sau când vii în fruntea unei instituții, vii cu un obiectiv sau cu niște obiective. Nu pentru faptul că o să raportezi într-o ulterioară campanie sau trebuie să te descarci, să zic așa, în fața unui electorat. Dar vii cu niște dorințe să realizezi niște obiective, să-și realizezi niște programe, niște proiecte. Ultimul contract s-a semnat în august 2012 pe registre agricole. De asemenea, între timp a fost aprobat și proiectul de reabilitare al școlii speciale Ștefan cel Mare, dar după cum a spus Constantin Iacoban, acel proiect fusese întocmit în anul 2009. Faptul că o serie întreagă a fost și acest moment când între încheierea unui ciclu de programe europene până în 2014 și începerea unui nou ciclu, nu s-au mai accesat fonduri, că noi, practic, din 2012 nu prea au mai fost programe accesate. Eu vă spun, ultimul program s-a semnat în august 2012, este programul care s-a făcut pe registrele agricole, care vine din altă perioadă și inclusiv școala de la Ștefan cel Mare, care vine tot din 2009, s-a plecat cu programul. Până astăzi, când vorbim, demersurile sunt relativ firave din cauza că câteodată, pe lângă faptul că n-au venit căietele de sarcini, ca să fim obiectivi, așa, câteodată se mai așteaptă și niște ok-uri, ca să zic așa, a unei echipe. Președintele CJ a reiterat ideea că atenția pentru atragerea de fonduri europene și guvernamentale trebuie să fie prioritară inclusiv prin folosirea, alături de specialiștii Consiliului Județean, de experți externi instituției.